Numai puțin de 1200 de lei pe an vor putea încasa crescătorii de porci de rasă pentru fiecare scroafă pe care o dețin. Guvernul a aprobat valoarea totală a schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Basna și Mangalița. Suma alocată pentru anul 2022 dedicată crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și sau Mangalița este de 640.000 de lei și se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 de lei pe scroafă pe an, cu condiția comercializării a minimum 4 purcei pe cap de scroafă pe an, la o greutate de minimum 8 kg pe cap. Prin această formă de sprijin ne propunem în încurajarea crescătorilor de animale de reproducție din rasele bazna și sau mangalița, cu scopul creșterii efectivelor de scroafe de reproducție deținute de crescătorii de rase autohtone și, implicit, creșterea producției de carne de porc din rasele românești. Sunt binecunoscute calitățile pe care le are carnea provenită de la aceste rase, iar prin asigurarea necesarului de carne provenit de la rasele românești pentru sectorul de procesare, avem posibilitatea să aducem plus valoare produselor realizate de fermierii noștri, declarat ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu. Reprezentanții adere precizează că valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi sau întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 de euro pe durata a trei exerciții financiare în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, adică 2020-2021 și 2022.